Vă salut, stimați prieteni! Dacă vă amintiți, dacă nu vă amintesc eu, am făcut un clip video vis-a-vis -vis de dosarul în care este învinuit Dorin Damir, un dosar penal privind șantajul. Spuneam atunci și reamintesc și acum faptul că Dorin Damir este finul lui Plahotniuc. Plahotniuc este nașul lui, de care în ultima perioadă de timp se cam încearcă a distanța. Au făcut declarații publice că nu sunt în legătură, că nu sunt în relații că nu sunt de fapt atât de apropiați și așa mai departe. Straniu lucru pentru că, repet, atunci când Plahotniuc era la putere în Republica Moldova, erau foarte apropiați și nu spuneau același lucru, iar astăzi când Plahotniuc nu mai este în Republica Moldova și nu mai are aceeași influență, deja gata, nu mai sunt naș, nu mai sunt fii, nu mai au nicio legătură între ei. Urât, cel puțin creștenește, ca să spunem așa. Mergând mai departe, iată, am aici o sursă, este vorba despre pagina de Telegram Observatorul, care m-a intrigat și spune în felul următor. Va continua examinarea dosarului în privința lui Dorin Dămir, în dosarul în care este învenuit de șantaj. Completul ce examinează dosarul este compus din atenție. Oxana Robu, Stelian Teleucă și Igor Mănăscurtă. Potrivit surselor noastre, spune Observatorul, Recent, Dorin Damir s-a întâlnit cu vechiul său prieten, Dorin Dulghiero, în prezent judecător la Curtea de Apel Chișinău, iar în trecut președinte al judecătoriei Buiucani. Pe cei doi îi leagă o relație strânsă, iar promovarea lui Dulghiero de la Buiucani la Apel în noiembrie 2020 se datorează anume finului lui Plahotniuc. Scopul lui Damir este să fenteze din nou justiția moldovenească, așa cum a făcut-o dintotdeauna. Cu detalii, ci că vor mai reveni. Eu vreau să vă spun un singur lucru. Astăzi, în contextul în care patru judecători au fost reținuți, percheziționați și documentați de către procurori, în urma unui demers depus la CSM, este cel puțin suspect faptul că cu o zi înainte a fost brusc amânat acest dosar, tocmai pentru după anul nou, prin primăvară. Eu, unul, nu am, din păcate, încredere în justiția moldovenească, pentru că de foarte multe ori s-a dovedit a fi una coruptă, dar sper foarte mult că judecătorii de Republica Moldova vor fi corecți și nu vom asista din nou la o situație în care oamenii lui Plahotniuc, oamenii care au fost bine imersi în vârfurile puterii atunci când Plahotniuc capturase Republica Moldova, vor scăpa din nou basma curată. Eu nu știu câți dintre voi au încredere la ora actuală în justiția moldovenească, dar ea trebuie să-și recapete pozițiile forte. Asta este obiectivul guvernării, cel puțin cel declarat, reforma justiției și despre ce fel de reformă a justiției poate să meargă vorba dacă Dorin Damir, în privința căreia, ci că sunt toate dovezile și probele, ci că este tot materialul probator. Eu nu știu, nu sunt procuror, nu m-am uitat peste dosar. Judic doar din ceea ce este prezent în spațiu public, ci că sunt toate probele. Din momentul în care procurorii au expediat dosarul în judecată, înseamnă că au acumulat toate probele necesare în acest sens. Și în cazul în care omul va scăpa basma curată, apare întrebarea pertinentă. Unde este problema? La procuratură sau în instanțele judecătorești? Dacă despre acest lucru se vorbește mai nou și pe surse, Fiți siguri că nu sunt eu unicul care urmărește aceste dosare, fiți siguri că nu sunt eu unicul care uh, se uită îndeaproape, cu siguranță se uită și partenerii noștri externi, pentru că nu vorbim despre o oarecare persoană învinuită de șantaj, nu vorbim despre un oarecare cetățean care și-a permis astfel de acțiuni. Vorbim totuși despre finul lui Plahotniuc, vorbim totuși despre niște persoane apropiate, lui Vladimir Plahotniuc și Vladimir Plahotniuc însă nu este printre ultimele persoane, nu este un oarecare Vlad din Republica Moldova, este totuși persoana care a fost învinuită de uzurparea puterii în stat și de capturarea statului Republica Moldova. Lucrurile sunt grave și importante, de asta nu pot să treacă pur și simplu așa cu vedere. Este important să vorbim despre acest lucru, este important să privim cu atenție, să monitorizăm acest lucru noi ca societate, pentru că altminte degeaba mai uh, citim noi pe pereți și pe uh, platourile televizate reforma justiției, dacă într-un final vedem cu oamenii lui Plahotniuc scapă basma curată și nu se întâmplă absolut niciun fel de dreptate sau înfăptuire de justiție, în afară decât uh, show-uri cu mascați și show de justiție televizată. Mulțumesc frumos pentru atenție, voi încerca să vă țin la curent cu acest subiect și nu uitați să distribuiți acest mesaj pentru ca să informăm cât mai multă lume să fim cu degetul pe puls, să fim la curent cu ceea ce se întâmplă.